se spune faptul că avem un număr mare de infectări pentru că am redeschis școlile și realizăm cursuri în spațiul școlii. Vreau să vă spun că acest lucru este total eronat. Știm foarte bine, au fost 2 săptămâni în care am revenit la școală. Noi deja aveam niște îmbolnăviri, da? Și știm că există acea perioadă în care boala se manifestă. Nu în spațiul școlii s-au îmbolnăvit copiii sau profesorii. Asta trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Ci din afara spațiului școlii a fost adus acest virus. Aș dori să fac un apel la responsabilitate din partea tuturor, părinți, elevi, profesori și personal din cadrul unităților de învățământ. Este absolut necesar să respectăm regulile de prevenire și combaterea îmbolnăvirilor, pentru că altfel, așa cum spuneați și dumneavoastră, există posibilitatea să fie scenariul schimbat, să ajungem să desfășurăm cursurile iarăși în sistem online. Este momentul ca fiecare dintre noi să devenim responsabili.